Vă salut, dragi prieteni! Vreau să vă arăt așa un pic din sculele mele, să spunem, profesionale, neprofesionale, care lucrez eu prin curte cu ele. Încep așa, cu motocoasa, Garden Tech. Un cal putere. Așa. Bor mașina mea. Bor mașina mea așa. E cam murdară, trebuie să o curăț un pic, am mai dat-o la vecini. Șoarecul meu, eu așa îi zic, șoarec. Hainer. Două lanțuri la Husqvarna 435. Mi s-au dat gratis astea două din ele și un lanț a venit pe lamă. Acesta e mai folosit, ăsta nu e mai folosit. Unul din ele am dat și prin pământ și am tăiat salcâm uscat, uscat de ani întregi așa. Ăsta e un fel de jogger mai micuț. Isorul Mânieru, Gretier. Așa. Undița mea de pescuit. Pompița de umfla roțile la bicicletă. Iar o teacă de la jogger. Restrău mic. Și aici am mustețile așa. Chei, 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 chei. Nu știu dacă se vede așa bine. Am început să întunece afară. Șurbenițe este de bor mașină, de motocoasă, fir, o de asta cum am uitat să-i zic, cumpănă, așa, micuță. Aici și avem motocoasă iar. Aici am o garnitură la capac motor. Așa. Începe iar aici, nu prea se vede. Așa. Nu prea se vede nici aici. O parte din ele să vă arăt. Aici am cumpărat acum farfecul ăsta. Cheia asta de 17 și de 19. Așa, șurbelțe. Încep să strâng. Încep să strâng de acum. Da, și aici un dulapior. Am și aici. O grămadă, dar nu prea se vede. A să fac un video când e lumina afară. Da, așa să vă prezint, așa să vedeți și voi cum se vede. Așa. Nu prea să vedem, cer scuze pentru claritate. Aș vă arăt și bicicleta mea. Un pic așa. Șăteascu. Îngropitorul. Și coasa. E de 70 parcă cu asta. Așa. Și de cel de tăiet mai multe butoaie și pe butoaie. Trebuie să fac un pic de ordine aici că e cam dezastru. Vă doresc o seară bună și nu uitați să vă abonați la canalul meu și aștept părerile voastre în continuare despre canalul meu de YouTube. Dacă pot să mai continui sau nu pot să mai continui cu YouTube-ul. Mulți mă fac în toate felul și prea îmi convine. Vă salut și vă doresc o seară frumoasă și ne revedem la următorul videoclip.